De la teme până la treburi casnice, este posibil să finalizezi totul atunci când familia ta are trasată o rutină ușor de urmărit, plus că vă rămâne și timp de distracție împreună. Prin crearea unui program care să includă sarcini școlare, timpul de joacă, mesele și somnul, vă puteți ajuta copilul să se simtă în siguranță. Rugați copiii și adolescenții să vă ajute să vă planificați programul, deoarece vor fi mai predispuși să-l respecte dacă au fost implicați. De asemenea, îi puteți ajuta pe copiii mici să-și înșușească rutina prin parcurgerea fiecărei activități pas cu pas. Amintiți-vă că anunțul unei schimbări poate fi de asemenea foarte util, deoarece oferă copilului timp să se pregătească pentru următoarea activitate. De exemplu, ați putea spune, în 5 minute va fi timpul să încheie această activitate înainte de cină. Momentele obișnuite, cum ar fi masa și somnul, sunt deosebit de importante pentru bebeluși, deoarece odihna insuficientă poate duce la modificări ale dispoziției și alte probleme comportamentale. Iată cum vă puteți ajuta copilul să se pregătească pentru culcare. Încercați să culcați copilul la aceeași oră în fiecare seară. Reduceți zgomotul și lumina din cameră. Oferiți-vă timp pentru a vă relaxa cu copilul înainte de a merge la culcare. I-ați putea cânta un cântec de leagăn sau spune o poveste. Oferiți copilului o îmbrățișare și un sărut de noapte bună înainte de a părăsi camera. Atunci când ai un program foarte încărcat, rutinele te pot ajuta să te simți mai organizat și mai puțin stresat. De asemenea, acestea îți pot ajuta familia să-și îndeplinească rapid și eficient sarcinile zilnice, lăsând mai mult timp pentru activități distractive.